Salut, sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și mă urmărești în bucătăria mea de acasă, unde azi îți propun să deschidem în mod oficial lista cu prăjituri pentru Crăciun. Nu întâmplător în capul listei este o rețetă de la mama, pentru că ea este cea care m-a obișnuit cu acest obicei al prăjiturilor asortate cu ocazia sărbătorilor și mai ales de Crăciun, când nu ne lipseau niciodată câteva feluri de fursecuri și 2-3 prăjituri cu cremă. În caietul mamei, aceste delicioase și extrem de fragede fursecuri se numesc bărcuțe dulci, sub aceeași denumire ți le propun și eu. Hai să vedem de ce anume ai nevoie ca să le faci. Pentru aluat voi avea nevoie de 450 de grame de făină și încă ceva făină în plus pentru presărarea planului de lucru. Un praf bun de sare, 80 de grame de zahăr pudră, 20 de grame de zahăr vanilat, 300 de grame de unt cu 82% grăsime, 4 gălbenușuri și 100-120 de grame de smântână cu 25% grăsime. Pentru umplutura din bezea cu nucă, e nevoie de 4 albușuri, un praf bun de sare, 150 de grame de zahăr tos, 10 grame de zahăr vanila și 150 de grame de nucă măcinată. În plus, voi mai folosi niște zahăr pudră pentru presărat fursecurile la final și opțional se pot folosi jumătăți de miez de nucă, bucățele de fructe confiate, etc. Încep manopera cu aluatul, firește, și prima dată separ albușurile de gălbenușuri, colectându-le separat. Am cântărit deja făina în castronul mixerului și adaug acum sarea, zahărul vanilat pe care eu l-am făcut în casă din păstăi de vanilie măcinate cu zahăr, adaug și zahărul pudră și omogenizez toate ingredientele uscate. Acum pun 200 de grame de unt în bucățele. Relucrez totul cu mixerul, cu accesoriul pentru aluaturi fragede, până obțin, uite, această textură nisipoasă cu o granulație asemănătoare cu cea a nisipului ud. Adaug acum gălbenușurile și încep să amestec cu mixerul la viteză mică și în timpul ăsta voi adăuga treptat și smântâna. În funcție de calitatea făinii, dar și de mărimea gălbenușurilor, poate fi nevoie de o lingură de smântână în plus. Nu mixez decât până aluatul se adună la un loc. Mixarea excesivă nu va face altceva decât să dea fursecurilor noastre o textură ca de pâine, elastică, chiar neplăcută în aluaturile fragede. Adun aluatul, deci, la un loc și îl transfer pe planul de lucru presărat cu făină și îl întind într-o foaie aproximativ pătrată cu latura de vreo 50-55 de centimetri. Cu restul de unt, 100 de grame, care au rămas, la temperatura camerei, ung aluatul pe toată suprafața. După ce untul e uniform distribuit, tai aluatul în 3 părți egale cu rola de patiserie sau cu un cuțit, rulezi fiecare bucată strâns cu untul în interior. Și e important să fie bine strânse rulourile. Uite, plec de la un capăt și pas cu pas, centimetru cu centimetru aproape, îndoi spre interior marginea bucății de aluat unsă cu unt și abia apoi o rulez. După ce le-am rulat pe toate, le tai în câte 2 bucăți egale, le pun pe un platou, înfoliez și dau la frigider pentru 15-20 de minute. Între timp, pornesc și cuptorul și fixez la 180 de grade căldura de jos și de sus, funcția de coacere statică. Și cât timp aluatul rulat este la frigider, o să pregătesc umplutura pentru aceste fursecuri, care este o bezea cu nucă. Drept să spun, eu am folosit jumătate nucă și jumătate alune pentru motivul că nu am mai avut suficientă nucă în casă, un praf bun de sare peste cele 4 albușuri și apoi le voi bate spumă cu mixerul. După ce albușurile au ajuns în această stare, e o spumă ca zăpada, încep să adaug zahărul, cele 150 de grame de zahăr tos, îl adaug treptat în timp ce mixerul merge continuu. Și o să adaug și o linguriță bună de zahăr vanilat și voi bate în continuare albușurile cu mixerul până când zahărul se dizolvă complet și obțin o bezea fermă și nucioasă. Iată, bezeaua este suficient de bătută, foarte fermă. Și acum, peste bezeaua bine bătută, o să adaug nuca măcinată și o să o încorporez cu spatula. Omogenizez lejer
Și odată ce am omogenizat bezeaua, o las deoparte și voi începe să întind aluatul să formez fursecurile. Mi-am pregătit o tavă așternută cu hârtie de copt și am scos rulourile din frigider. Voi păstra aici doar două și pe restul le dau înapoi la frigider, pentru că va fi foarte greu să lucrăm dacă se înmoaie prea tare. Presar planul de lucru cu puțină făină și lucrez cu câte un rulou pe rând. Mai întâi îl aplatizez din loc în loc, fără să presez prea tare cu sucitorul, și apoi îl întind într-o foaie subțire pe lungime. După ce am obținut un dreptunghi de aproximativ 40 cm lungime, o să îl lățesc puțin. Ideea e că trebuie să obținem o foaie cam cu 1 mm grosime, deci trebuie să fie subțire, inclusiv marginile, și lățimea dreptunghiului să fie de 10-12 cm. Apoi împart acest dreptunghi de aluat în bucăți de o lățime egală, obțin 6 astfel de bucăți și pe rând adun capetele și le pliez, obținând bărcuțele. Îndoi puțin în ambele margini ca să-i creez această buză și apoi pur și simplu strâng capetele să le lipesc bine. Deci repet, prima dată creez această buză a aluatului și apoi adun capetele. Și pentru un aspect mai frumos, eu tai capetele. Dacă vi se pare că arată bine și așa, cu capetele mai lungi, nu este obligatoriu să le tăiați. Însă eu voi proceda ca mama. Tai capetele, adun aluatul la un loc și în final doar îl întind într-o foaie, din care pot să fac apoi alte prăjituri, de exemplu cele mai bune cornulețe din lume. E important însă ca aceste capete să fie bine lipite, ca să nu se desfacă bărcuțele în timpul coacerii. Rând pe rând, pe măsură ce le formez, le transfer în tavă și apoi umplu bărcuțele cu bezeaua cu nucă. Eu am pus în fiecare dintre ele câte o linguriță cu vârf. Mi se pare că mama pune mai multă bezea cu nucă, dar eu m-am temut să nu cumva să iasă pe din afară în timpul coacerii. Odată umplute toate bărcuțele, dau tava la cuptorul preîncins la 180 de grade Celsius la o înălțime medie. Și cât timp prima tavă este la cuptor, eu deja mi-am pregătit alta aici lângă mine și mă ocup de restul aluatului. În fiecare dintre cele două tăvi intră bărcuțele făcute din câte 3 rulouri de aluat. Și dacă bărcuțele din prima tavă le-am lăsat simple, pe acestea o să le decorez cu câte o felie de căpșună confiată, dar se pot adăuga și altele, fructe uscate, jumătăți de miez de nucă, ce consider că e potrivit. Am dat la copt deja a doua tavă și prima este gata. 20 de minute la cuptor, la 180 de grade, o înălțime medie. S-au rumenit ușor doar pe margini, ușor aurii, ele sunt perfect coapte. Vă arăt și spatele și o să le finisez cu zahăr pudră, cât sunt încă foarte calde, astfel va adera mai bine zahărul de ele. Apoi le voi lăsa să se răcească în tavă. Și după ce le-am scos și pe cele cu căpșună confiată, la fel le finisez cu zahăr pudră. Mi se pare că acestea s-au lățit ceva mai mult. Sigur, nu e o problemă, pentru că gustul este același și căpșuna chiar creează un contrast plăcut. După ce s-au răcit, le aranjez pe un platou, am ales acesta cu teme de iarnă, pentru că nu-i așa, sărbătorile vin. O să alternez bărcuțele simple cu cele cu căpșună și vă asigur că aceste bărcuțe vor fi unele dintre cele mai fragede și mai gustoase fursecuri din câte ați gustat vreodată, foarte sfărâmicioase și pur și simplu se topesc în gură. Deci, atât a fost. Nu sunt tocmai greu de făcut aceste bărcuțe dulci, sau cel puțin mie nu mi s-a părut și sunt sigură că dacă vei încerca, o să ți se pară și ție destul de accesibile. În afară de asta, te asigur că gustul și frăgezimea lor compensează fiecare minut petrecut în bucătărie. Sper să îți fi plăcut rețeta mea și să o încerci. Chiar merită testată, iar mai multe detalii despre ea, cât și lista de ingrediente în format text, ca de obicei le găsești în articolul publicat pe blogul meu, al cărui link doar ce a apărut pe ecran. Dacă rețeta ți-a plăcut, te invit să o distribui și prietenilor tăi de pe rețelele sociale și, pentru că tot am adus vorba despre rețelele sociale, să știi că pe mine mă găsești și pe Facebook, pe Instagram, de puțină vreme și pe TikTok, iar canalul de YouTube rămâne locul unde vin mereu cu noi rețete și idei delicioase, așa că abonează-te și subscribe la toate notificările. Și surpriză!
Acestea ar fi trebuit să fie cornulețele, dar de data asta m-am abătut de la sfaturile mamei. Mi s-a părut mai rapid, mai practic și poate chiar mai gustos să procedez în felul ăsta. Am întins aluatul rămas într-o foaie de 22x32 cm, l-am uns foaia pe toată suprafața cu 3 linguri bune de gem acrișor și apoi toată bezeaua cu nucă rămasă am nivelat-o deasupra. Cuptorul era deja încins la 180 de grade și 25 de minute mai târziu, iată, încă un sortiment de prăjitură perfectă pentru platourile de Crăciun, pentru că forma asta de pătrate, dreptunghiuri în care eu am porționat-o mi-a permis să realizez și acest decor foarte simplu, cu doar două pătrățele de ciocolată topită și câteva bombonele colorate, niște brăduți de Crăciun care sigur vor fi pe gustul musafirilor. Pe curând!